Dumnezeu. Domnul Iisus privilegiază pe mijlocul dumneavoastră, este a doua oară când sunt în Montreal, dar acum este prima dată când sunt în locașul acesta. Un locaș pe care vreau să-l facă Dumnezeu și vechi l-a făcut până în prezent, în Mahane Dan. O cetate în care Biblia spune că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îl cerșeta pe Samson. O cetate situată între Țoreia și Eștaol. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și cred că Duhul lui Dumnezeu miște și coasta de est a Canadei, miște și inimile românilor așezate pretutinde, oriunde am fi, oriunde ne-am găsit, suntem copiii lui Dumnezeu. Frați și surori, mă bucur că sunt în dimineața aceasta cu familia. Sunt tânăr încadrat în lucrarea lui Dumnezeu, cu emoții, cu o inimă strânsă, retrasă, dar totodată, în altă așa la altă, sunt pregătit să dau pe Dumnezeu prin slujirea care mi-a dat-o. Și aș vrea ca să fiu gura lui Dumnezeu pentru nevoia spirituală. Iar dacă nu vă cunosc îndeaproape, nu vă cunosc personal, dar suntem Sfinții lui Dumnezeu. Suntem copii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și tare mult îmi place versetul din Psalmul 16, versetul 3, spunem așa, Sfinții în țară, oamenii labioși, sunt toată plăcerea mea. Așa să fim, frașii și soror. Să ne simțim onorați atunci când suntem între Sfinții Domnului. Și așa suntem noi, Sfinții Domnului. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților și a Bisericii Elim din Calgary, o distanță foarte scurtă pentru Canada, fiind cu o suprafață întinsă. Pentru noi românii totul se consideră o distanță lungă, greu de din punct de vedere rutier, este greu să ne deplasăm în termen foarte scurs, dar tehnologia de care dispunem astăzi, în câteva ore ne poate duce la orice colț al Pământului. Și suntem în mijlocul dumneavoastră. Frații din Calgary, Biserica Elim, Biserica Mamă, în care sunt de aproape 10 ani de zile acolo, slujește Domnul, vă transmit salutările din Iuda, versetul 20 și 21. De asemenea, fratele Adrian Leușca, știu de plecarea mea și, în mod special, frate Iosif, vă salută cu harul și pacea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nevoia care necesită bisericile, nu numai pentecostale, ci bisericile lui Dumnezeu, este de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos spunea, dacă rămâneți în cuvântul meu, sau dacă păziți cuvântul meu, veți fi în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Așadar, ucenicii lui Dumnezeu care rămân în cuvânt, în adevăr, cunosc acest adevăr. Haideți, dar, să-L rugăm, să-L implorăm pe acest Dumnezeu care poate să vorbească nevoile noastre. Și eu cred că sunt nevoi spirituale. Și pentru cei care, poate în dimineața aceasta v-a sculat, crezând că n-aveți vreo nevoie spirituală, am de adăugat un cuvânt care spune Dumnezeu să vă întâmpine nevoia. Amin? Poate săptămâna aceasta vă veți confrunta cu anumite situații și totdeauna ele sunt neprevăzute, dar prevăzute din Dumnezeu care cunoaște ziua de mâine. Noi trăim astăzi cu Dumnezeu, ne îngrințăm în brațul Lui, dar ziua de mâine pe care este cunoscută de Dumnezeu, o prevede, o cunoaște, dar ne ajută să o întâmpinăm, să trecem de viitor peste ea. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Aș vrea ca să rămân în programa dumneavoastră, să mă încadrez și în timpul alocat, știm bine și este oarecum o presiune pentru cei care slujesc, pentru cei care au poate o dorință exprimată prin cântare sau oricare altă lucrare pentru slava lui Dumnezeu, dar toate lucrurile să se facă cu rânduială și puținul care rămâne să rămâne eficace, să fie de esență, să spunem cu adevărat, astăzi Dumnezeu a vorbit nevoilor noastre. Nu vă aduc noutăți pe care să nu le fi cunoscut dumneavoastră, pentru că aveți slujitori care sunt înzestrați cu Duhul Sfânt, înzestrați cu înțelepciune divină și întâmpină și însoțesc nevoile voastre ca să fiți îmbărbătați în viața de zi cu zi. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi s-a citit și am stat doar un singur verset referitor la Ioan Botezătorul, versetul 57. Elisabeta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Câteva gânduri telegrafice am să împărtășesc împreună cu dumneavoastră despre Ioan Botezătorul.
Dacă Dumnezeu ne mai îngăduie și de seară să vin la părtășire împreună, vom dezvolta mai departe a doua parte misiunea lui Ioan Botezătorul. Pentru început să avem în vedere o prezentare a lui Ioan Botezătorul. Când s-a născut Ioan Botezătorul și de ce a trebuit să vină Ioan Botezătorul în mijlocul nostru, sau mai mult de atât, înaintea Domnului Iisus Hristos. Așadar, Ioan Botezătorul este numit chiar prin spusele Domnului Iisus Hristos, până la Ioan au ținut legea și prorocii. Așadar, prin această expresie înțelegem că Ioan este ultimul proroc al Vechiului Testament. Până la Ioan au ținut legea și prorocii. Când s-a născut acest Ioan Botezător, numit în vremea de atunci, și misiunea lui și o vom dezvolta de seară, este premergător al lucrării Domnului Iisus. El este cel care deschide calea Domnului Iisus Hristos prin predicarea pocăinței. Dar nu oricare sau nu orice fel de pocăință, ci o pocăință autentică, o pocăință care să aibă în urma ei fapte. O pocăință reală însoțită de fapte. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Misiunea sau una din misiunile pe care le vom dezvolta mai mult de seară era ca Ioan să pună poporul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Și o vom vedea de seară. Poate că vă fac un pic curios ca să veniți și de seară. Și cred că suntem în această seară aici într-un număr frumos, pe că și de seară și masă, dacă sunteți lunia, mâine seară, Domnul să vă binecuvânteze. Noi la camere suntem mai puțin tăi, dar ne bucurăm cu atâția că suntem și îl slujim pe Dumnezeu, Tatea de Vest. Ioan este cel care deschide calea lui Iisus Hristos și vremea când s-a născut Ioan n-a fost o vreme ușoară, nici spiritual, nici politic. Nu oferim o dată specifică sau să ne străduim exact când El s-a născut. Rămânem la împrejurarea când El s-a născut și de ce El s-a născut și cine a fost El cu adevărat. Din punct de vedere politic, Ioan s-a născut într-o perioadă foarte grea, deoarece Israel era subjugat de o putere imensă, de un imperiu care este numit un imperiu de fier, din spusele lui Daniel, și acest imperiu subjuga foarte apăsat, foarte tare poporul Israel. Israel, bineînțeles, aștepta la un Mesia, dar nu oricare Mesia, ci un Mesia care să fi fost după tiparul lui David. Un Mesia care să mărească bine sabia și să-i elibereze sub robia sau subjugarea Imperiului Roman. Ioan vine și predică pocăința. Domnul Iisus Hristos, de altfel, ia expresia lui Ioan și spune: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția și vă este aproape. Dar mai mult adaugă, iubiți pe vrăjmașii voștri. Nu acesta a fost Mesia pentru Israel, după așteptările lor. Vroiau un războinic după tiparul, cum am spus, după tiparul lui David. Toate parcă sunt contrar așteptărilor. Dar Dumnezeu, frați și surori, știe să pregătească lucrurile într-un mod bine văzut din punct de vedere spiritual, bine cunoscut sufletește, nu firește, nu trupește. Dumnezeu nu câștigă teren prin forță, ci Dumnezeu câștigă teren prin dragoste. Și așa a lucrat prin Domnul Iisus Hristos. Se vor dezvolta aceste puncte, probabil, și la vremea cuvenită, când ne vom întâlni la sărbătoarea frumoasă a nașterii Domnului Iisus Hristos. Ioan Botezătorul, fiind născut și într-o vreme critică din punct de vedere spiritual, Isaia spune în capitolul 9, cu versetul 1, totuși întunericul nu va împărți veșnic peste pământul în care acum este întuneric. Este necaz, nu iertați. O vreme critică, o vreme de întuneric, de apăsare, dar totuși au fost oamenii blavioși.
despre părinții lui Amazon spune că erau amândoi neprihăniți, oameni evlavioși, care au știut să trăiască cu cumpătare și într-o vreme de întuneric. Și astăzi se poate trăi în felul acesta. Amin? Dumnezeu să ne ajute să putem trăi într-o vreme de întuneric ca oameni care au luminița aprinsă și vin cu ea la biserică și o aprind. Și când se aprinde o luminiță cu alta, se face o lumină mare. Mărit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. O vreme de întuneric, dar o vreme în care câțiva oameni, precum Zaharia, Elisabeta, Maria, Iosif, au delimitat istoria, au delimitat, vreau să vă spun, și au făcut o diferență extraordinară între întuneric și lumină. Și acești oameni care au fost consacrați, dăruiți, oameni cu teamă și respect față de Cuvântul lui Dumnezeu, au făcut diferență în istorie, au făcut diferență între Vechiul și Noul Testament. Astăzi noi, la rândul nostru, putem să facem o diferență ca și copii al lui Dumnezeu, prin toate atitudinile care avem, fie afară, fie aici, și Domnul să ne ajute. Nașterea Lui politică și spirituală a fost grea. Din punct de vedere al spuselor Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea să vedem și să întâmpinăm câteva dezvăluiri biblice. Eu am o vorbă de care mă lipesc foarte mult. Biblia se traduce cu Biblia. Domnul Iisus Hristos, prin spusele sale, ne spune la rândul Lui cine a fost Ioan. Dumnezeu, de altfel, înainte ca să vină Ioan și după ce a venit Ioan, a spus cine a fost el. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 6 spune, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, el a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină. Pentru că toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit ca să mărturisească despre lumină. Un martor, un premergător, un precursor al Domnului Iisus Hristos care să mărturisească despre lumină. Și mai mult de atât, erau poporul de atunci și numai cei care aveau, ca să spun așa, Biblia sub soare și care conduceau poporul din punct de vedere spiritual, au avut o serie de întrebări la adresa lui Ioan Botezătorul. Fiind în cumbră, oare cine să fi fost el? Și îl întreabă prin, desigur, replicile lui Ioan au fost la răspunsurile lor, nu la toate, cu excepția unea care a spus un glasul. Aș vrea ca să ne oprim asupra primei întrebări căruia îi spune, cine ești? Ești Ilie. Cine a fost cu adevărat Ioan? Oare să fi fost Ilie întrupat? Să fi fost oare Ilie încarnat? Oare vremea aceea corespunde cu hotărâtă de Dumnezeu încarnarea lui Ilie în vremea aceea? Domnul Iisus spunea, dacă vreți să știți, El este Ilie care trebuia să vină. Ioan Botezătorul spune aici, nu. Nu este o contradicție directă la spusele Domnului Iisus Hristos. Dacă Domnul Iisus spune, dacă vreți să știți, El este Ilie care trebuia să vină, și la întrebările trimișilor, sau ucenicilor care l-au avut farisii în vremea de atunci, cine ești? Ești Ilie? Dar el spune nu. Despre cine este vorba cu adevărat aici? Domnul Iisus și cu Ioan Botezătorul nu se contrazic într-un mod direct, dar el a fost totuși un Ilie și ne spune exact cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 1, cu versetul 17. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui Ilie. Un exemplu similar îl putem avea pe Elisei. Dorința lui Elisei a fost ca să aibă Duhul și puterea lui Ilie. Dar nu i-a ajuns.
și să fie îndoit, o îndoită putere. Și a dat. Ioan Vădătorul nu este încarnat, ci în Ilie, ci Ioan Vădătorul a fost însoțit de Duhul și puterea lui Ilie. Noi credem despre Ilie că va veni pe acest pământ într-o încarnare. Și ce spune Scriptura? Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția cerurilor. Ce vrea să spună lucrul acesta? Dumnezeu nu face nicio excepție cu privire la oameni. Nu face nicio excepție în Sfânta Scriptură. El este drept și corect din toate punctele de vedere. Enoch și cu Ilie au plecat de pământul acesta într-un mod trupesc. Conform Sfintelor Scripturii, nu intrăm pe tema largă a eschatologiei, dar rezumăm câteva idei importante să înțelegem cu adevărat. Făcând diferența între Ioan Botezătorul și Ilie, Biblia ne spune că acești doi oameni vor reveni din nou pe acest pământ conform Apocalipsa 11, versetul 3, că ei vor fi martori. Și acești doi martori vor muri și la rândul lor, pentru că vor veni ca un trup. Vor fi din nou în trup. Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția cerurilor. Dar Ilie trebuie să vină. Și această venire a lui trebuie să aibă loc în perioada tribulației sau a necazului cel mare. În perioada când va fi și mai critic din punct de vedere spiritual. Și perioada aceea, făcând diferență între venirile Domnului Iisus, a venit prima dată ca să moară, a doua oară vine ca să răpească, și aceasta va fi făcut în ascuns, în taină, și a treia oară vine să stăpânească. Domnul Iisus are trei veniri în acest univers. Făcând această delimitare și înțelegere, pentru a nu fi mintea noastră în confuzie cu privire la cine a fost exact Ioan Botezătorul, el a fost doar un precursor, un premergător al Domnului Iisus Hristos, care avea Duhul și puterea lui Ilie. Un alt gând cu care vreau să mă apropiu de încheiere și vom traduce din nou Biblia cu Biblia după spusele Domnului Iisus Hristos și în Matei 11 cu versetul 11, Domnul Iisus folosește cuvinte de elogiu. Cuvinte care sunt adresate într-un mod frumos la adresa lui Ioan Botezătorul. Și eu cred că aceste cuvinte trebuie să le însoțească și pe noi ca și vecina lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că dintre cei născuți dintre femei nu s-a născut nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Ioan, spusele Domnului Iisus Hristos, este considerat din punct de vedere uman cel mai mare. Fiți foarte atenți aici. El este un proroc, dar nu cel mai mare proroc. Dacă am spune lucrul acesta, intrăm în contradicții directe cu Moise. Despre Moise ne spune că a fost un mare proroc. Și vom citi să vedem în ce latură a fost Moise mare proroc. Ioan Botezătorul, vă rog să apreciați încă o dată, a fost cel mai mare din punct de vedere uman. De ce? Datorită privilegiului său. Oricare dintre noi am fi vrut să pregătim calea Domnului Iisus, fraților. Nu-i așa? Să fim premergătorii Domnului Iisus. Ioan își are privilegiul lui și este cel mai mare proroc datorită privilegiului de a pregăti calea Domnului Iisus Hristos prin predicarea conferinței. Pe când Moise la Deuteronom, capitolul 34, dacă nu dau greș, versetul 10, în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul s-a fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește
toate semnele. Deci Moise este cel mai mare proroc în ce privește toate semnele. Ioan este cel mai mare proroc datorită privilegiului. Este socotit cel mai mare datorită nașterii sale, din punct de vedere uman. Niciun om nu s-a născut mai mare ca și Ioan, datorită faptului că el a pregătit calea Domnului Iisus Hristos. O altă explicație, ca să fie atașată aici, sau un alt verset a explicat aceasta, ca să înțelegeți mai bine, despre Fecioara Maria, ni se spune că Îngerul Gabriel îi spune plecăciune ție, căruia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Acesta este iar un privilegiu. O femeie deosebită între femei deosebite. Frați și surori, Dumnezeu ne face privilegi. Acesta este Dumnezeu nostru, binecuvântat să-i fie numele. Și doresc ca prezența Lui mai departe să fie în mijlocul nostru. Încheierea pe care o face tot în versetul acesta Domnul Iisus și încheierea va fi și a mea și mi-e tras dacă am pierdut noțiunea timpului, de obicei mă încadrez și mă aloc timpului, dar nu vreau să fiu neînțelept în privința aceasta. Trec la a doua parte a versetului 11 și voi încheia. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât El. Acest referă aici a Domnului Iisus Hristos. Am văzut explicația nașterii Ioan Botezătorul, de ce este El cel mai mare, în ce privință, dar acum ne spune sau face o comparație între noi și El. Cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât El. Ioan Botezătorul a predicat împărăția. Țineți minte expresia aceasta. Și acum spune că cel mai mic în împărăția cerului este mai mare decât El. Mai mare decât cel care a predicat împărăția, da? Adică a fi în împărăție înseamnă mult mai mare lucru decât a predica împărăția. Nu știu dacă mi-ați înțeles explicația. A vorbi despre împărăție înseamnă mai puțin lucru decât a fi acolo. A fi acolo, a fi cetățean al împărăției, înseamnă a fi mai mult decât a vorbi despre ea. Dumnezeu să ne ajute, frații. Astăzi mulți vorbim despre împărăție, despre Evanghelie, despre Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu că Ioan n-a trăit împărăție, dar raportul acesta se facă. Ca noi să înțelegem că este mult mai important să ajungem în împărăție decât doar să vorbim de ea. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare, în minutele următoare, ne vom închina înaintea Domnului.